data trecută. Când am început lecția, ai fost cel care ai spus, dar de ce începe întotdeauna cu Ștefania? Și acum ești atât de generos că începi să o să fiște pe părintea. Părintea m-a întrebat mereu, ia ce prima, de ce începi prima? Păi ți-am spus de ce, din prima a fost cea care a venit. Da. Florentina, dacă ne auzi... Sună-ne! Da, probabil că o facem imediat. Ăștia din tabla, ți-a dat voie, Darius, să poți veni cu exercițiul tău. Așa. Apropo, vedeți că mai aveți crezi la picioare. Da? Pe aici, pe jos, trebuie să, să-ți adun, să... Sipă de credă. Da, Florentina? Alo? 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 Florentina? Da. Ah, te rog. Calculați. Calculați. B plus C. Cum? B plus C. Calculați. B și C. B și C. B, virgulă C. Da? Știind. Că? B. Da? Este egal cu... O matriță pătrată. Da? Da. Minus 0, virgulă, perioadă 2. Da. Echidem matrița pătrată. Da. Împărțit la 11. Așa. Ori 1 pe 9. Ori 1 pe 9, da? Da. Iar ce? Ce e egal cu 2,5? Paranteza pătrată. Da. 1 perioadă 2. 1 perioadă 2, da. Plus 0 perioadă 6. 0 perioadă 6. 4. 3 supra 6. Ori 3 supra 6. Uite-te, uite, uiți la tablă dacă am scris cu corect, da? Tu te uiți la tablă? Acum, mă vezi? Da. Așa. Deci, am scris, am scris bine? Nu, asta e 3 supra 6. 3 supra 6, ai zis, nu? 6. Păi 6 ăsta al meu. 3 supra 6, așa înțeleg eu. Încă o dată, zi mai clar. Da. Plus. Da. Paranteza pătrată. Bine. 1 virgulă 2. Da. Plus. 0 virgulă 6. Da. 3 supra 7. 3 supra 7, da? Da. Așa. Obține paranteza pătrată. Așa. Să calculăm pe A, pe B și E știind că B arată așa și ce arată așa. Să calculăm, da? Da. Și mai e un nou cu calculat G și H. Da, hai să terminăm pe ăsta acum. Mă urmărești, da? Eu trebuie să... nu știu dacă stai la telefon sau urmărești la tablă explicațiile care le dau eu. Stai la, stai la telefon sau cum faci? La telefon. Bine. Acum, Ștefania și cu Darius. Nu știu ce să fac. O secundă, ascultați-mă. Voi nu aveți deloc informațiile la, la nivelul ăsta. Am explicat, dar mai e încă o dată. Copii, 1 împărțit la... Atenți, urmăriți-vă.
1 împărțit la 3, dacă îl împărțim pe 1 la 3, merge de 0 ori și iar să facem aici 10 și 3 în 10 merge de 3 ori și 3 ori 3 face 9 și iar rămâne 1 și iar punem 10 și 3 în 10 iar de 3 ori și iar în 3 ori 3, 9 și așa mai departe. Și n-am terminat niciodată de împărțit. Am mai vorbit și data trecută, da? Deci nu terminăm de împărțit nicio clipă. Și în condițiile astea, pe 0 așa. Alo? Alo, mă auzi? Da. Așa. În loc să scriu 0,3333 la nesfârșit, procedăm cu scrierea asta în felul următor. 0, punem pe 3 care se repetă în paranteză. 0,3 perioadă, da? Așa trebuie. Le explic acum lui Dan și cu Ștefania, pentru că ei nu știu lucrurile acestea, da? Da. Bun. De 0, în perioadă 3, înseamnă că 3-ul ăsta se repetă de foarte mult, la nesfârșit, da? Și acesta se scrie egal mai departe, în felul ăsta, egal cu tot grupul de zecimale, adică grupul care este în perioada aici, deci vine 3, supra atâția de al din nou câte sunt aici, câte cifre sunt aici. Deci 3 pe 9. Și dacă simplificăm pe 3 pe 9, prin cât? Prin 3 faci 1 pe 3. Iată că 0,3 în perioadă, 0,3 în perioadă, este egal cu fracția ireductibilă 1 pe 3. Da? Deci vedeți că se trece de la număr decimal la fracție ordinară, zicem în felul ăsta. Hai să luăm modelul de acolo, din B. În B avem așa că 1,4 în perioadă. 1,4 în perioadă se scrie copii ca fiind egal cu 1 întreg și am o singură decimală, 4, în perioadă, adică este o singură cifră în perioadă, 4, supra 9. Supra atâția de al din 9, câte cifre sunt aici. Dacă ar fi 7 cifre, 7 de al din 9. De ce? De ce se scrie deci, așa? Întotdeauna, oricare ar fi, punem, de exemplu, dacă e 1, perioadă 2, zicem... Un întreg și 2 pe 9. Deci pe 9. Întotdeauna e 9. Deci la numitor, totdeauna e 9, da? Și acum aici se introduce în întregul în fracții, 1 ori 9, 9. Și cu 4, 13. Și vine 13 pe 9. Asta e fracția. Dacă împărțim pe 13 pe 9, ne va da... Da? Dacă împărțim pe 13 la 9, ne va da un întreg și 4 la nesfârșit. Da? Deci noi am venit, ne întoarcem. De unde vine acest număr decimal? De la împărțirea lui 13 la 9. 13 pe 9, la fracția asta. Hai să vedem pe 0,2 acum. 0,2 în perioadă se scrie ca fiind egal cu, Ștefania, te rog. Cu 0. Nu mai punem pe 0, numai când este altul. Este egal cu 2 pe 9. Corect. Și acum B-ul, după ce am aranjat așa, B-ul arată astfel. B egal cu cine? Este egal cu 13 pe 9. 13 pe 9, corect. 13 supra 9. Minus 2 pe 9. Minus 2 supra 9, în paranteză. Toată asta pune într-o paranteză rotundă. Da, da. Știți de ce a fost dreaptă pus aici? Că avea paranteză astea micuțe, da? Înmulțit cu... Împărțit la cât? 11. Împărțit la 11 ori 1 pe 9. Și egal mai departe cu... Hai să vedem ce face. 13 minus 2... Cam același numitor, nu? Deci vine 13 minus 2 face 11 supra 9. Împărțit la 11, scriem și fiecare. Împărțit la 11 ori 1 pe 9. Și egal cu? Să ne amintim cum se împarte. 11 pe 9 ori 1 pe 11, 11 pe 11 se
Ori 1 pe 11 și mulțire este cu a doua inversată, da? Da. La împărțire. Ori 1 pe 9 și este egal cu 1 pe 9. Ori 1 pe 9. Ori 1 pe 9. 1 pe... 1 pe... 9, 91. 81. Deci 1 pe 81 este B-ul. Hai să vedem cu, cu C-ul. Muncim cu C-ul. Ok. C-ul este egal... 3,5. Dar hai să ne luăm deoparte pe 1,2 în perioadă. Da. Stefania, te rog, te ocupă de tu. 1,2 în perioadă. Este egal cu 1 în 3 și 2 pe 9. Așa. Atunci 1 în 9, 9, 9 și cu 2, 11. 11 pe 9. Și iată. Și 0,6 în perioadă. 0,6 în perioadă este egal cu 6 pe 9. 6 pe 9. Care mai separat e simplificat, că noi nu lăsăm nicio fracție. Da, 2 prin 3. Și vine 2 pe 3. Da. Face prin 3, da? Da. Face 2 pe 3. Sigur că da. Și atunci ce arată așa? 2,5. 2,5 și 25 pe 10. Că știm șmecherea aia aceea. Mulțim cu 10, da? Da. Plus. Da? 25 pe 10. Plus. Paranteză rotundă, fiindcă facem acum. Da, paranteză rotundă. 11 pe 9. 11 pe 9. Plus 6 pe 9. 6 pe 9 am zis adică cât este. 2 pe 3. Adică 2 pe 3. 2 pe 3. Ori. Închidem paranteză. Ori 3. Nu, nu, nu închidem paranteză. Ori 3 pe 7. Și egal mai departe cu 25 pe 10 simplificăm prin cât. Să o facem ireductibilă. Prin 5, sigur că da. Și va fi cât? Va fi 5 pe 2. 5 pe 2. Deci egal cu 5 pe 2. Așa, plus... 3 cu 3 simplifică. 3 cu 3 simplifică, foarte tare. Deci plus... Și în paranteză rotundă, 11 pe 9 plus 2 pe 7. 11 pe 9 plus 2 pe 7. Și este egal cu 5 pe 2. 5 pe 2, da. Crezi că mai are vreun rost paranteza asta? Nu. Nu mai are niciun rost. Că nu mai se mulțește cu ceva. Și acum să aducem pe toate trei la aceeași numitoare. Să vedem cel mai mic număr la care se împartă cel mai mic număr se împarte și la 2, și la 9, și la 7. Fiindcă nu e nicio legătură între ele. 14. 14, dar nu se împarte la 9. 14 ori 9. Deci le mulțim pe toate trei. 14 ori 9 cât face? 14 ori 9. 9 ori 4, 3, 6 și 3. 9 ori 9 și cu 3? 126. 126. Deci numitorul comun este 126. Păi prima o să amplificăm cu 7 ori 9, 63. Da? 63. Că de fapt dacă împărțim pe 126 la 2 fac 63. Păi ăsta cu cât credeți că l-amplificăm? Cu 14, 2 și 7, 2 ori 7, 14, da? Da. Da? 14. Și din coace cu cât? 2 ori 9. Celelalte două. Da? 2 ori 9, 18. Că 7 îl avem aici. Și atunci vine 63 ori 5, să mulțim deoparte. 63 ori 5 vine 5 ori 3, 15. 5 ori 6, 30. 1, 31. 315 plus 14 ori 11. Ia vedeți cât face 14 ori 11. 14 ori 11 face 154, da? 154 plus 2 ori 18 38, 36, pardon. Nu? Că 2 ori 8, 16, 36. Și este egal, haideți să vedem rezultatul. 6 și cu 4, 10 aș face. 6 și cu 4, 10 și cu 5, 15. Da. 3, 4 și cu 5, 9. Și cu 1, 10. Da. 1, 4 și cu 3, 7 și cu 1, 8. Cum ai zis? 3. 3, 10 și nu avem ce treabă cu el.
Deci 5. 3 și cu 1, 4 și cu 1, 1 5. 5. La 100, da? 505 supra 126. Simplific. Ia să vedem, 505 cu 126. S-ar simplifica prima cu 5 numere cu 2. Prima avea prin 5, dar nu vrea a doua. A doua vrea numai prin 2, prin 9 și prin 7. 2, 9 și 7. Deci fracția este ireductibilă. Este ireductibilă, că prima nu vrea prin 2. Vrea numai nici prin 5. Numai prin 5. Deci, să fii sănătoase. Deci ireductibilă. Da, este ireductibilă. Și atunci am spune așa, că pe B, B l-am calculat și este egal cu cine? Pe B l-am găsit. 1 pe 81. 1 pe 81. Și pe C l-am găsit acum. Cei 505, 505 supra 126. Florentina, sper că ai urmărit, da? Bun. Hai, te rog, acum dă-ne și punctul celălalt, ce mai ai tu de întrebat. O secundă să șterg tabla, tu mă vezi că trebuie să șterg tabla, urmărești, da? Hai, șterg eu tu, Darius. Te dau stoarce bine, dar... Așa că altfel. Deci tot așa calculați ce, te rog? Ce să calculăm? G și H. G și H, da. G. Este egal cu 2 ori? Paranteză pătrată. Da. 2,7, da. Da. 1/3, da. Minus. Da. Ori 1/9. Atât, da? La G. Da. Da. 2,1. Da. Cum? Da. 3,3. 2 pe luat de 0, așa? Da. Bine. Ori. 1 virgulă pe luat de 5? Da. 1 virgulă pe luat de 5. Asta, da? Da. Acum conduci tu pe G. Hai, ne conduci și tu la telefon. G egal cu. Nu vrei să mai vorbești? Da. Nu vrei? Păi dacă nu vrei, nu-i bine. Da, trebuie să... Îl luăm deoparte. Pe... 2,7. Îl luăm deoparte. Hai, te rog. 2, virgulă, perioadă 7, egal cu... 25 pe... Egal cu vorbește. Hai mă, Florentina, mă, că tu ești la lecție, trebuie să știi. Hai. 2 întregi și... 7/9. Așa, măi, 7/9. Și egal mai departe cu. Hai. Cu? De unde 3? 2 ăsta din față, 2 ori 9 și cu 7. Deci mulțim pe 2 cu 9 și adunăm cu 7. Deci vine
Și cu 7? Da. 18 și cu 7? Da. 25 supra 9. Da? Și am terminat cu el. Hai să luăm și pe 2 în 3 și o treime. 2 în 3 și o treime. Cu cine este egal? De 7 pe 3. Și am terminat cu el. Da? Și înducem negheșițiul la G. G egal cu. Continuăm. Hai, vorbește, vorbește, că acum tu conduci negheșițiul. G egal cu 2 ori 3 minus 4. Paranteză dreaptă. Paranteză dreaptă. Nu mai spunem dreaptă, rotundă, că n-are rost. Da? Rotund. Da. Plus. Da. Da. Nu ai zis 5 întregi, ai zis 5 înmulțit cu 1 pe 9. Da. Păi înmulțește. Poți să-ți imaginezi că e 5 pe 1 și mulțim 5 ori 1, 5, 1 ori 9, 9 și face 5 pe 9. Așa. Cu 2 ori. Stop, 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 stop. Trebuie să aducem același numitor acum. Da. Care e numitorul comun? 9. 9, sigur că da. La primul nu amplificăm cu nimic, la al doilea cu cât amplificăm la? Cu cât? Păi cu cine? Pe 9 îl împărțim la numitor, la 3, ca să vedem cu 9 împărțit la 3. Numitorul comun e spus că e 9. Și acum 9 ăsta îl împărțim la 3. Și atunci vine 9 împărțit la 3, cu 3 amplificăm. Așa. Și va veni... La cel al 9 nu mai amplificăm, că e 1, că 9 împărțit la 9 face 1. Și punem o singură linie de fracție cu numitorul 9. Da? Și zicem acum. Am terminat. Hai! Uite cum scriu pe tablă. Păi, Florentina, hai urmărește, că ești la comandă. Ești la manșă. Tu conduce ghișițul. Așa de obișnuit numai să copii după tablă. Și noi lucrăm, nu-i bine. Hai! Deci, 2 ori linii de fracții și bine, 25 ori 1, 25 plus 21 minus 6. Cum 6? Că e 5 ori 1. Deci nu adunăm acolo, ci am înmulțit, da? Minus 5 și este egal cu 2 înmulțit cu... Hai, fă calculul. 25 cu 21. Și minus 5? 41 supra 9. Și egal mai departe cu... E 2 înmulțit. Atenție, că e 2 înmulțit, nu e 2 întregi. Deci 2 înmulțit. Și cât face la mulțire? Adică 2 ori 1, 2, 2 ori 4, 8, 82 pe 9. Și am terminat, l-am aflat pe... pe G. Hai să ne ducem și la... și să-l aflăm și pe H. Hai, tot tu! Tot tu ești la conducere! Hai! Hai, de Florentina! Nu te da!
Te rog să te concentrezi și să conduci și regheșițul ăsta. Hai, te rog. Corect. Îl luăm pe ăsta deoparte. Hai să-l muncim. Și cât vine? Ia să vedem. Hai. Doi întregi și... Unu. Unu. Unu pe... Unu pe... Pe nouă, băi, Florentin. Unu pe nouă, că... Că ăsta spune cât de-al de nouă punem. Dacă ai o singură cifră, un singur nouă pui. Dacă ar fi fost două cifre, puneam doi de nouă. Deci doi... Da? Și egal mai departe cu, hai. Mai nu așa, că nu-i mulțire, introducem întreg în fracții. 2 ori 9 plus 1. 19 pe 9. Deci este deosebire că una este, zici, 2 în 3 și o noime, 1 pe 9 și alta zici 2, în 3, 2 ori. Când zici 2 ori, ai avut, aveai dreptate, 2 ori 1, 2. Deci acum vine, du-te, deschide tu geaua așa. Deci, Florentina, introducem acolo întreg în fracție, da? Și avem cât? 19 pe 9, da? Hai să ne luăm de celălaltul. 3, 3,2 în perioadă 0, da? Și egal cu? Întregi. Ei, și așa cum spui tu, dar lasă-o. 3 întregi și 20, deci se scrie tot, minus 2, minus perioada neperiodică, 2, da? Supra atâția de-al din 9, cât indică perioada, un singur 9, și urmat de un singur 0, care e perioada neperiodică, supra 90. Și egal cu 3 întregi, virgulă, nu, 3 întregi și 20, minus 2, face 18 pe 90, da? Simplificăm acolo și continuăm calculul. Vei face tu calculul mai departe, aici și pe celălalt, după modelul dinainte, că s-a dus timpul, mi-a venit clasa a patra și nu mai am timp să mai conduc lecția, la, da? La revedere, Florentina! La revedere, dragilor! O, dar greu. Bună ziua. Foarte greu. Vedeți ce înseamnă cât de dificil vine? Dacă nu... Dacă să fac într-un semestru. Au făcut și fracțiile 10 mare și... S-a dus foarte mult înainte profesor respectiv. Nu interesează că înțelegi sau nu înțelegi. El își duce acolo, aleargă pe materie. Da, nu-l mai frământe deloc chestiunea. Alo. Da. Ne-a făcut treaba. La revedere. Bine, v-am regăsit. Pe curând. Bine, v-am regăsit și pe data viitoare.